urez tuturor telespectatorilor dumneavoastră, tuturor agricultorilor, sărbători liniștite, Paște fericit și să începem, să spunem așa, un an cât mai bun, din punct de vedere agricol și din toate punctele de vedere. Multă sănătate! Vreau să urez acum, în prag de sărbătorile Paștelui, tuturor din sectorul horticol, legumicultorilor, pomicultorilor, cultivatorilor de cartofi, un Paște fericit, un an mai bun și speranța zilei de mâine, tot datorită nouă se va face, dar pentru că munca a fost cea care ne-a înnobilat și ne merge în continuare, iar în pragul sărbătorilor le doresc un Paște fericit, un an liniștit vis-a-vis de familie, de întreaga lor activitate și să ne vedem cu bine așa cum ne gândim și le doresc ceea ce îmi doresc și mie. Vă doresc sărbători fericite, vă doresc să aveți parte de un Paște luminos și bucuros și mai ales să vă bucurați de o natură care încă ne iubește, dar care a început să ne dea niște semnale de alarmă de care trebuie să ținem cont. Este un privilegiu pentru mine ca să mă pot adresa tuturor celor care lucrează în agricultură acum în ajunul sărbătorilor pascale. Permiteți-mi, dragi lucrători din agricultură, ca un coagricultor al vostru să vă ureze la mulți ani, sărbători fericite, să aducă Dumnezeu în casele voastre tot ce e mai bun, să vă bucurați împreună cu familiile voastre și să încercăm toți să fim mai înțelegători ca să facem o lume mai bună. Sărbători fericite! Paștele este cea mai veche și mai importantă sărbătoare a creștinătății, în care omenirea a descoperit mântuirea prin sacrificarea lui Iisus Hristos. Nu pot să urez românilor decât un Paște fericit, sărbători cât mai liniștite și mai frumoase, îmbelșugate atât cât se poate de îmbelșugate să fie, dar ce le-aș ura românilor, le-aș ura în aceeași linie de siguranță a alimentelor, să cumpere toate produsele pascale de la ouă până la carnea de miel, numai din locurile autorizate sanitar veterinar, acolo unde știm foarte bine că mâna inspectorului sanitar veterinar și nu numai asigură un produs de calitate. Urez producătorilor din sectorul de legume, de fructe, de ciuperci, de cartofi, un sector foarte important în economia agriculturii românești, un Paște fericit, cu liniște, cu mulțumiri și cu mari speranțe. Anul 2015 să le aducă bucurii, să le aducă sănătate și, în primul rând, să simte din punct de vedere economic că s-au făcut niște pași spre bine. Transmit fermierilor, procesatorilor din industria alimentară și telespectatorilor Agro TV sărbători fericite, un Paște fericit, liniște și reconciliere pe filiera de produs. Cu ocazia sfintelor sărbători pascale, agenția Infogroup și publicațiile Infoaliment, Infoferma, Fabrica de Carne și Fabrica de Lapte urează tuturor fermierilor din România și tuturor procesatorilor un Paște fericit, cu sănătate, cu spor în toate, cu realizări, cu lumină în suflet, cu bucurie și, bineînțeles, urăm tuturor creștinilor și tuturor celor din România sărbători fericite.